Deșteptarea. Mai țineți minte promisiunile politicienilor de a dărâma oribilul gard al Parlamentului din centrul Bucureștiului? Adrian Năstase, cred că a fost primul care a declarat că se renunță la zidul ăla. Apoi a fost domnul Zgonea, Valeriu Zgonea, când a fost concertul de Wall al lui Roger Waters la București. Nu doar că nu l-au dărâmat, nu doar că au blocat în Parlament diverse inițiative legislative pentru asta, dar iată, acum se pregătesc să ridice noi bariere și sisteme de restricționare a accesului în curtea Parlamentului, acces care oricum este super controlat și restricționat, inclusiv cu pază militară. De ce anume? Pentru că se mută temporar guvernul la Palatul Parlamentului pe durata lucrărilor de renovare de la Palatul Victoria. Ori dacă se mută domnul Ciolacu și angajații dânsului, doar nu să folosească sistemele de acces restricționat ale parlamentarilor. Trebuie unele numai ale guvernului, cu bariere, cu sisteme de recunoaștere a plăcuțelor de matriculare, alți paznici, alte căi de acces. Trebuie separat. Toată această uriașă zonă interzisă din centrul Bucureștiului, cam 50 de hectare are curtea Palatului Parlamentului, deci toată zona asta mie mi se pare că are un simbolism aparte. De decenii întregi, ea simbolizează disprețul guvernanților față de plebe și distanța pe care aceștia consideră că trebuie să o pună între ei înșiși și poporul prost, care e bun doar să plătească taxe, dar să nu-i deranjeze cumva cu vreo plimbărică pe lângă clădirile în care își petrec ei timpul. Iar simbolismul este cu atât mai întunecat cu cât această imensă suprafață a fost răpită bucureștenilor prin violență directă, atât administrativă cât și fizică, în ultimii ani ai comunismului. Curtea Palatului Parlamentului este în mare fostul deal al arsenalului. E una dintre cele mai vechi zone locuite din București. Adică acolo au fost găsite vestigii arheologice de locuire încă din neolitic. De altfel, în tot centrul Bucureștiului, Ceaușescu a ordonat ample demolări, astfel încât de aici au fost evacuate cu brutalitate zeci de mii de familii din orașul vechi, din Bucureștiul vechi. Acolo era sâmburele din care a crescut orașul. Iată și date oficiale. Începând cu 1980, s-a demolat în centrul capitalei o suprafață reprezentând a cincea parte din București. 20% din București, puteți să vă imaginați așa ceva? În mare, 4 km și jumătate în lungime, 2 km lățime. O suprafață echivalentă cu câteva arondismente ale Parisului sau echivalentă cu suprafața Veneției. Au fost distruse 20 de biserici, alte 8 au fost mutate, 10.000 de locuințe au fost demolate și peste 57.000 de familii au fost evacuate. Au fost demolate, printre altele, Mănăstirea Văcărești, Spitalul Brâncovenesc, Hala Unirii, Opereta din Piața Senatului vechi, Arsenalul Armatei, Muzeul Militar Central, una peste alta o tragedie fără margini, care a traumatizat cetățenii locuitorii acestui oraș cu zecile de mii. Și în mijlocul acestui tărâm al suferinței tronează Palatul Parlamentului pe un teren de aproximativ 50 de hectare, cum spuneam, înconjurat de un gard de beton de 3 metri. Un teren interzis de facto românilor. Orice guvernare onestă, adică acolo se poate intra, poți să te duci la un muzeu, dar pe un traseu clar, dar nu poți să te plimbi pe unde vrei și în general terenul ăla viran este, nu intri acolo, că trebuie să ai o justificare să intri pe acest teren. Și orice guvernare onestă care pretinde că se trage din voința cetățenilor ar avea bunul simț să redea măcar acest teren viran Bucureștilor, dacă restul nu mai poate fi reparat, că nu mai e ce să faci cu tot centrul care a fost demolat. Dar acolo e un teren viran. Există propuneri rezonabile de transformare a acestor zeci de hectare interzise în parc, să fie reintegrate cumva în țesătura urbană, să devină un loc care aparține bucureștenilor, să redevină un loc. Dar nu, iată, parlamentarii, guvernul mențin zidurile, paza militarizată și, în fapt, mențin excluderea locului din viața orașului. Și nu pentru că ar exista vreo amenințare de securitate pentru domnii și doamnele care lucrează în Palatul Parlamentului. Că sunt în orașul ăsta și în fiecare oraș sunt destule instituții, clădiri publice, în București sunt destule ministere care au rămas în oraș și pe lângă care se poate trece fără să le atace nimeni. Vreodată.
Nu e vreun soi de revoluție, așa, că se păzesc ăia în spatele gardurilor cu militari. Nu se întâmplă nimic, nu e nicio amenințare de securitate. Pur și simplu, eu cred că le place simbolistica asta. Ia ca, domne, avem și noi orașul nostru interzis, împărătesc, în mijlocul capitalei României. Ca să arătăm prostimii, cine-i șeful? Deșteptarea